ziua, dragi telespectatori! Bine ne revedem la emisiunea cu temă sportivă de la Roman 24 Online. Alături de noi îl avem pe Mihai Moroșanu, care îl salutăm cu drag. Bună, Mihai! Mihai este personal trainer, instructor de fitness, multiplu campion național și, atenție, campion la Pro Nutrition Internațional. Deci un sportiv și un trainer cu ștate vechi și cu o experiență destul de bogată. El având și cursurile, studiile aferente acestei ramuri. Un bun îndrumător și pe latură tehnică a execuțiilor sportive și pe latură alimentară, pentru că el se ocupă și de nutriție. Realizează în egală măsură programe pentru sportivi sau pentru oameni care vor să-și desfășoare o activitate sportivă personalizate. Da. Și acum o să rugăm să ne prezinte cam viziunea lui în aspectul ăsta al mișcării și al dinamicii sportivilor. Okay. În primul rând, v-am spus, Moroșanu Mihai mă numesc, sunt campion internațional la Pro Nutrition Grand Prix în 2018, de atunci mi-am sistat oarecum participarea la competiții și m-am axat mai mult pe antrenarea clienților. Bun, cum văd eu mișcarea asta de sală? Nu neapărat de sală, mă interesează ca omul să facă mișcare, să fie funcțional, atât din punct de vedere mental, cât și din punct de vedere fizic. Faza e că pandemia ne-a cam sistat, să spunem așa, posibilitatea de a face mișcare în sală și toți am trebuit să ne adaptăm la vremurile de acum. Dar pandemia într-un fel a trecut și ne putem axa pe lucrul în sală. Ce pot să spun despre lucrul în sală? E o activitate fizică în care ne folosim de toată aparatura sălii, cât și de exerciții cu greutatea proprie. Deci, în mare parte o să fie o să dăm niște exemple de antrenamente pentru fete cât și pentru băieți. Acum, în momentul ăsta punctual, suntem în zona de cardio. Da. Și, după cum vedeți, avem la bicicletă și la bandă. Care sunt beneficiile acestor aparate? Beneficiile acestor aparate? Ok. Cardio și bandă. Cardio, în mare parte, înseamnă o mișcare ciclică. Asta presupune. Ori mergi pe bicicletă, ori mergi pe bandă. Cardio, în mare parte, se referă la sănătatea inimii, de asta vine de la carne, de la inimă. Nu neapărat că ardem calorii, se ard puține calorii, în schimb ne ajută la buna funcționare a inimii. Asta e principalul motiv pentru care facem cardio. Extra, avem și arderea aceea de calorii, doar că ar trebui să stăm cam o oră ca să simți ceva din efectul ăsta de cardio. Deci pentru un impact major trebuie să mărim doza de activitate exact. În zona respectivă. Sau intensitate. Sau intensitate, da. Intensitatea da, se... fiind dată de sprinturi, de gradient și de volum mare parte. Corect. Deci nu uitați că în special pentru cardio și nu în ultimul rând oxigenarea creierului prin această executarea exercițiilor de bicicletă și bandă. Cardio este și alergarea în aer liber, dar aici exact. Ne raportăm la ceea ce avem în sală și Mihai v-a explicat concret ce beneficii rezidă din acest exercițiu. Și ca de obicei un alt cunoscut romașcan practicant al sporturilor de forță și anume Sorin Gitaru Echimaș aici de față, pe care îl rugăm să spună câteva cuvinte despre această sală. Salut! Vă salut!
Și pot să vă zic, este una din cele mai bune set de oraș, unde vin și practic de ani de zile cu dragă sportul, în general și de performanță, mă număr printre cei mai longevivi practicanța sportului cu greutăți de roman, împreună cu Dan. Și pe această cale nu pot decât să invit pe toți cei dornici de mișcare, sănătate, cu drag. Avem o sală modernă, cu aparatură, cu tot ce ne trebuie pentru a putea practica în cele mai bune condiții sportul de performanță și nu numai. Deci ați auzit o opinie a unui campion din această sferă și continuăm reportajul cu instructorul Mihai Moroșanu, cu aparatele în sine. Astăzi o să facem tot corpul pentru că a revenit de puțin timp în sală și are nevoie de a-și învăța mușchii din nou cu febră, cu mișcările de bază și cu tot ceea ce presupune antrenamentul în sală. Așa că o să începem cu prima grupă, ceea ce o să fie piept la aparatul de împins din bucat, din șezut, din orizontal. Ia un bloc, te rog. O să-i ajustăm greutatea în așa încât să poată efectua 20 de repetări pentru a se încălzi cât mai bine. Încearcă să prinzi de sus pentru a avea priza mai rapid. Perfect. Cobor lent și împing exploziv în sus. Ai. Perfect. Vine deja că expiri, să expiri, expiri din brațele, inspiru, conduc brațele la nivelul pieptului. Așa, foarte. Când faci 20 de repetări, te oprești și o să luăm o pauză de un minut. Și pe aia reluăm 4 serii de câte 20 de repetări. După ce am terminat seriile la piept, am revenit la spate și suntem la ramat din șezut cu priză îngustă. Tot la fel. O să facem 4 serii, câte 20 de repetări, la fel. Mișcarea de contracție o să fie explozivă, mișcarea de excentric o să fie cât mai lent. Așa. Tragi tare spre tine și lași ușor. Tragi tare, lași ușor. Perfect. Așa. Apoi cum am mai spus, am făcut 20, te oprești. Și la fel, după ce am terminat partea de spate, mergem la picioare, unde vom lucra la aparatul de extensii, în șezut. Acest aparat lucrează în prealabil partea anterioară a coapsei. La fel, ușor și controlat, pentru a preveni accidentările și pentru o mai bună contracție. E unul dintre cele mai dureroase, să zicem, aparate, deoarece ajungi la un punct în care contracția e foarte puternică și sângele se pompează din ce în ce mai mult și aia dă o durere musculară, să zicem așa, ceea ce e foarte benefic. Adică nu fugi de durere, că durere e bine. Am revenit la grupa umerilor, grupa musculară umeri, și avem ridicări laterale cu gantele. Perfect. E unul dintre cele mai grele exerciții, să spunem așa. Deoarece presupune ridicarea brațelor la nivel de 90 de grade între umer, între braț și practică luți gravitație și cu greutate. 20, ne ajută. Bun. Imediat ce am terminat grupa de umeri, trecem la biceps și vom avea flexia gantelor, de brațelor pe brațe cu gante. La fel. Contracția explozivă. Bun. Perfect. Încearcă să întinzi brațul până la capăt. A, întindă-l. Perfect.
tot la fel. Tot 4 serii, tot 20 repetări, pentru ca mușchii să se obișnuiască cu mișcarea și cu greutatea respectivă. Iar de la săptămână la săptămână încercăm să mărim intensitatea, mărim volumul și tot ceea ce presupune de un antrenament eficient. Da, și revenim cu un alt client al sălii, un alt campion al municipiului Roman. Îl avem aici, alături de noi, George, pentru cine nu cunoaște, George Paraschiv, membru al clubului de powerlifting, Powerman Roman, ACTMTB, vicecampion național, multiplu vicecampion național. George, cum te simți la sala campionilor la Ozer Golden? Păi un loc foarte, foarte bun, foarte mișto. Îți asigură baza de materiale pentru antrenament? Foarte. Cam păi mai mult ce trebuie. Cam de câte ori pe săptămână la sală? De 6 ori. Hai să menționăm și ce vârstă ai. 19 ani. Deci la 19 ani deja ai ajuns la performanță la nivel național, frecventând această sală. Da. Și cam cum vezi tu lucrurile desfășurate aici? Ca un grup, ca o familie? Ca... O familie foarte mare, foarte frumoasă. Da. Ai ceva planuri de viitor? Să devin cât mai bun. Deci l-ați ajuns și pe George, un sportiv muncitor. V-a spus și el opinia raport de sală. Sperăm să-l luați în considerație. Trecem acum la altă categorie, la categoria bikini. Și o avem pe Madalina Bujor, care se pregătește pentru mai multe competiții în acest domeniu, în fitness. Și anume bikini. Te rog, Madalina, să te prezinți. Bună, mă numesc Bujor Elena Madalina, am 23 de ani, în curând 24, deci să mergem la senior, unde treaba e un pic mai dificilă, să zicem așa. De la prima mea participare la concursuri am reușit să obțin titlul de vicecampioană națională la junior. Am avut și un titlu de vicecampioană la senior în 2018, un locul 3 la un Tiger Classic internațional și câteva participări la Pro Nutrition Grand Prix, tot la un campionat național la senior, dar sper ca lucrurile să meargă din ce în ce mai bine, pentru că am început să lucrez cu Mihai și sunt sigur că o să scoatem o formă cu mult peste tot ce am scos până acum. Siguranță! Bun, o să începem astăzi cu fesieri, prima zi din săptămână și o să începem cu picioare, și anume fesieri, partea posterioară. Bun, o să începem cu interextensii, aparat, ok, la fel, mine o să fie pe numeri, ce mă interesează să las mai jos, mai lent și ridicarea mai exclusiv, încordând fesieri. La aparatul de abductori, unde vom efectua un exercițiu tot pentru fesieri, dar și pentru tensorul fascelat, tot așa un mușchi pe care nu are rol funcțional oarecum, dar putem să toarce testul ăla de post și de acolo. Hai să vedem! Let's go.
o să ne axăm și pe aparate, și pe antrenament cu propria greutate, și pe exerciții cu propria greutate. O să avem mers fandat dintr-un capăt în celălalt al sălii și o să fie destul de chinuitor. Hai să vedem! Și cu niște antrenament de picioare nu poate să termine fără genuflexiuni, sau nu există antrenament de picioare fără genuflexiuni. Avem de făcut genuflexiuni cu ganzera ținută la nivelul pieptului cu două mâini. Hai să vedem. Astfel, este un exercițiu de bază, dar la care putem adăuga foarte multe artificii pe lângă repetări parțiale, repetări cu săritură, repetări pe, cu accent pe partea negativă, chiar pot să repetări mai mult concentrate pe negativ, partea negativă e cea în care coboară. Astea fiind spuse, cam asta înseamnă un antrenament, fie că e vorba de intermediar, fie vorba că e începător sau de cineva cu mai multă experiență, multă experiență, mai ales în cadrul modelului. Mai am. Mai are regulat, chiar. Pe modelul o puteți găsi pe pagina de Facebook și pe Instagram, poți să spui. Bujor Elena Mandelina. Și pe Mihai la fel, Moroșanu Mihai, pe Facebook și pe Instagram. Okay. Și noi vă așteptăm la sala Ozier Golden, la mișcare. Revenit cu încă un client al sindicatelor pe care îl rugăm să prezinte. Bună ziua, mă numesc Munteanu Radu și sunt client la Ozer Golden, la sala sportivilor, campionilor. De cât timp prezentez sala? De 3 ani jumătate, dar aici am venit după pandemie. Ah, deci și ca și dinamica sălii, cam cum ți-a plăcut această sală? E o sală bună, performantă, aparate. Deci cam tot ce îți propui, poți lucra. Da, da, e perfect pentru ce am nevoie. În mod expert, tu lucrezi pentru estetică, forță sau anduranță? Estetică. Latura estetică. Da, și ca un stil de viață. Deci, pentru cei care vor să urmeze aceste exemple, îi așteptăm aici, sunt bineveniți, cu mare drag, oricând. Să vedeți cum se lucrează profesional. Ați avut prilejul să ascultați sfaturi de la cei mai buni din branșă. Sunt oamenii care ne reprezintă și în concursuri și care și aici sunt prezenți mereu cu drag pentru voi. Ozer Golden, sala campionilor.
Și acum avem oportunitatea să-l întrebăm pe acest tânăr cum se numește. Mă numesc Mutarescu Răzvan, am 17 ani și am venit la sală ca să îmi schimb condiția fizică și să fiu cât mai fit. Mai fit. Cum ți se pare lucru alături, îndrumat de un personal trainer? Foarte ok. Deci, îți mulțumit 100%, merită. Dacă vrei să faci ceva, poți. La miscare și rugăm să se prezinte aceste două fete. Eu sunt Yasmina. Eu sunt Carina. Fetele au venit la sală și o să ne explice care este viziunea lor dacă cu mișcarea sau mai pe scurt de ce au venit la sală. De ce ați venit la sală? Să am un mod de viață mai sănătos și să slăbesc. Pentru a avea un mod de viață mai sănătos și pentru a face mișcare. Foarte important. Acum la final, după cum am promis, ați văzut, ne-am ținut de cuvânt, am venit în mijlocul acțiunii, chiar la sala campionilor, la Ozer Gym, Gold Gym, și l-avem alături de noi pe final și pe proprietarul acestei sale, omul care a făcut ca acest spațiu să existe și care a încurajat întotdeauna mișcarea sportivă. Vreau să le spui romașcanilor de aici, de la tine, de acasă, ce le dorești sau cum îi poți îndruma spre mișcare? În primul rând, mulțumesc pentru cuvintele frumoase din partea ta, care mă bucură asta, că este important că ești, reprezenți orașul și deja ești la un nivel mai sus. Și a, nu numai eu, că aici la sală sunt o groază de sportive. Mine, bine, alături de ei și tu ești aici și contează că ești acum și mulțumesc îndată pentru cuvintele frumoase și ce să spun, eu am făcut sală să fie bine. Orașul mic, aproape tot orașul Romașcani știu care merge sala. Eu am pus la dispoziție tot ce este frumos, care și acum facem niște schimbare din mers, ca să fie mai bine tot, numai să fie mai bine și aștept pe toți care să vină aici, este loc pentru tuturor. Nu îi spuneți că nu am timp sau nu știu ce, faceți timp să vedeți că e sănătate. Corect, așa, în latura de scuze ar fi un palier da. Imens, dar în latura de pus în practic ar fi simplu, ne luăm echipamentul, ne luăm starea de spirit cu noi și am venit la sală. Eu, cum mi-a spus și tu mai devreme, sala campionului aștepte, alături de campioni, nu gândește că trebuie să fim toți campioni și eu sunt amator, suntem aici, facem frumos, suntem ca o familie și ajutăm cu ce se poate, cu cel mai bun condiție. Așteptăm cu drag. Veniți la mișcare!